Salutare tuturor, sunt GeoStyle și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. După cum v-am promis, voi face FPS test cu noile componente, adică cu noul PC pe scurt, pe Minecraft și pe CSGO. Iar dacă mai aveți voi preferințe de jocuri pe care le-am, puteți să intrați pe Steam-ul meu, să vedeți acolo în library ce jocuri am, vă rog să scrieți în secțiunea de comentarii. V-aș ruga de asemenea să apăsați cât mai multe like-uri pentru acest clip. Deci procesorul este un i7-6700 de 3.4 GHz Skylake și un GTX 1060. Bă, voi poate spuneți, puai ce componente, nu sunt chiar componente wow, adică un 970 Ti cam depășește GTX-ul ăsta și un i7 nu e cu cap, adică nu e overclock. Deci nu e un procesor foarte wow. Așa că hai să facem FPS test pe setări normale și pe setări extrem de mici. Ok, pe setări normale, în momentul ăsta, sunt pe serverul meu de Minecraft. Aveți IP-ul în descriere în caz de vreți să intrați și voi. Este un server non-premium. Deci filmând 1080 pe 60 FPS, în momentul actual am 500 și ceva de FPS-uri, da? Și adică sunt într-un lobby, mai sunt 2-3 playerici acolo. Totul e ok, 1080 pe 60 FPS, 20 ca bitrate, uite, m-am 700, 800 și ceva, când schimb aici F3-a mai multe. No, 800 și ceva, ia, dacă mă uit în cer, așa mă duc mult și mă uit în cer, 900 și... Dacă apăs și pe F1, deci dacă nu știați, când apăsați așa pe F1 și scoateți, o să aveți ceva mai multe FPS-uri pentru puțin timp, adică am ajuns la 1000 și ceva de FPS-uri. Dacă aveam o placă video overclock și un procesor overclock, aveam mult mai multe. Însă pentru mine sunt suficiente. Pe psiul ăsta toată am și 300 FPS-uri, adică gen nu e nimic, am 300 FPS-uri și se mișcă chiar la fel de bine, adică nu se simte nevoia. PC-ul ăsta am nevoie de el pentru că 1080 pe 60 FPS se filmează mult mai bine decât celălalt laptop doar 720 pe 60 FPS. Ok, hai să mai vedem în ce condiții. Hai în condiții de survival, unde e o mapă. Ok, aici pe o mapă gen cu mai multe spawn-uri, entități și prostii de astea, undeva la 400 și ceva. Hai să dau un day ca să nu se vadă urât. 500, cam așa, pe mine nu mă afectează foarte mult la FPS când filmez și când uite. Acum, de exemplu, eu de obicei când nu filmez am vreo 700, 800, mai atinge și 900, mai strade și la 300, adică, dar nu se simte, nu e ca pe laptop gen să framez, se vadă urât sau alte prostii de genul. Și v-am spus, stai, dacă dați pe F1 și scoateți, am auzit la cer, scoate F1, sunt mai ce... O creștere de FPS-uri, dar pentru un scurt timp. Hai încă un lucru să mai facem. GM1. Ne ducem așa mult. Hai să vedem. TP262 260 -576. Ok, suntem în cer. Video settings, ne dăm și pe două chunk-uri. Așa, apăsăm și F1. Hai, 1400. Hai cu 1500. Deci cam ăsta trebuie să fie recordul. 1994! Holy shit! 1994 de FPS-uri am strâns. E nebunie curată. 2000! 2000! Holy! Am reușit să facem 2000 de FPS-uri. Am reușit să atingem 2000 de fucking FPS-uri. Asta e foarte, foarte tare. Ok. Păi dacă vă interesează de un PC de acest gen, GTX 1060 și cu un i7-6700 16 GB RAM, cam așa o să vi se miște filmând 1080p60fps, nu e mare diferență când filmați și când nu. Nu mai intru înapoi că vreau să mai facem o chestie. Uite, se zicem că intrăm și pe play, unde lobby mai mare, construcții mai multe, mai mulți player în hub, undeva la 300 și ceva, 300-400. Păi eu zic că este chiar ok pentru filmarea 1080p60fps. Ok, acum hai să facem și nebunia. Video settings, performance, fast render off, shaders și punem Zeus V11, Zeus Ultra. Și uitați cum se vede, adică am undeva la 60 ceva de FPS-uri, ținând cont că sunt și pe un server de Minecraft, adică cu mai multe construcții, nu sunt undeva pe zonă plată. Destul de fain se vede. Da, ce drept, n-am foarte multe FPS-uri, e un shader ultra, am până la urmă 50 ceva de FPS, dar eu filmam 1080-60 FPS. După cum puteți vedea, se vede destul de ok, nu am probleme. Să zicem că, uite, pe StribeLord, dar stai, se vede așa la început. Pe StribeLord, dacă intru,
Ok. Cu ploaie, ai trăit și ploaie acum, condiții de ploaie. Tot undeva la 60 FPS, nu știu, dacă trebuie să filmez cu shader, cred că o să fac 720 pe 60 FPS, ca să fiu eu sigur. Dar nu știu, zic eu că se mișcă chiar foarte bine totul, ok, uitați ce frumos arată cu shader. Aici arată așa umed, deci excelent cu shader, este un shader perfect. Uitați. Se vede totul impecabil, nu am ce spune. Dar chiar n-am ce spune, sper și o calitatea video este foarte bună. V-am spus componentele, am uitat să le pun la descriere ieri, dar poate astăzi o să fie gata totul, fără nici cea mai mică problemă. Acum, pentru cei interesați de FPS test pe CS2, tot la fel 1080p60fps, trebuie să fiți atenți la videoclipul de astăzi de la ora 3, atunci va apărea. Și vreau să-mi scrieți, de fapt nu o să vă spun acel clip, ce vreau să-mi scrieți voi în comentarii. Și încă o chestie, mulți îmi spuneați, pune calitate mai mică pentru că mie nu merge. Simplu, nu-ți merge, selectezi o altă calitate, nu e doar 1080p60fps. Poți vine 720p60fps, poți 480p. Ce calitate îți ce ție în metru poți să vezi, nu e una stabilă. Deci cam atât a fost cu acest videoclip de Minecraft FPS test cu noul PC. Ați văzut, am atins și 2000 pe condiții minime în cer. Normal am vreo 500-400, când filmez 600, cam așa am și când mă joc. Uitați cu Zeus V11 ceva ultra pe aici, 60, 50, 70 pe acolo FPS. Dacă vă interesează, v-am spus componentele și toate cele. Eu am fost GeoStyle, nu uitați așa de final să dați un like, iar noi ne auzim data viitoare. La revedere!